Știți ce fac eu acum? Pregătesc un clip. Că așa am zis să încep daily vlog-ul ăsta, să vă arăt cum mă pregătesc eu pentru un clip. Astăzi, simplu, filmez un clip parfumuri accesibile pentru bărbați. Și ce am făcut? Le-am pus frumos aici, le-am înșirat. Mi-am luat o cămeșă, o cămașă, adică. Așa, acesta este părul pe care îl am în acest moment. Și acum aș vrea să mă aranjez un pic la față, pentru că chiar dacă este un clip despre bărbați, trebuie să arătăm prezentabilă. Să ar prezenta vreo și drăguță. Adaug un pic de balsam de buze. O să mă dau cu o cremă de mâini, că nu știu ce am. Bine, știu ce am de la atâta spălat de rufe. Acum dimineața am făcut așa un pic de curățenie mai pascuns, că azi e 7, ziceți, ianuarie, Sfântul Ion, știți, n-ai voie să speli, n-ai voie să aia, că vai de mine, vine sfârșitul pământului. Am zis, hai să nu fiu, pe de altă parte nu-mi strică nici mie o pauză de pe la șmotru, că azi așa aveam un plan, de obicei la mine sâmbătă, e o altă zi de curățenie, pe lângă un pic de curățenie în fiecare zi în timpul săptămânii și mai... De obicei, miercurea sau joia am așa un moment mai de tantrum, când mă pregătesc de o curățenie mai... Așa, ăsta cred că o să-l iau de aici, acum mă enervează. Și o să vedem acum cu ce... O să vedem acum cu ce mă machiez. Da, mă mai fuțit pe aici, am cer scuze, că mă vedeți ba parțial, ba deloc. Așa, nu vreau să fac cine știe ce chestie, așa, un mic chelcășos, dar o stă mai sus, ia. Vedem. Hai, că acum parcă se mai vede. Ce dragă, am crescut așa de mare des din cadru. E incredibil. Am să mă dau, da, am să mă dau cu pudra asta, cu STF, că tot stau aici așa în geam și filmez. Așa, ai fi vrut să mă dau cu fond de ten. Uf, nu mai vreau să mă dau cu fond de ten. O să mai dau, în schimb, cu cremă. O să mă dau cu cremă pe față, că simt așa. O să mă dau chiar cu o cremă cu SPF. Ia uite, să mai încercăm și SPF-ul de la Yves Rocher. Așa. Hai să mă uit dacă mai vreau să mai iau ceva. Deocamdată nu, oricum o să mă mai puțin de 7000 de ori. O să iau un șervețel la îndemână, că atunci când mă machiez, întotdeauna am nevoie de ceva. Stai, că acum am coborât la parter, ca să zic așa, să... Da. Să dau asta în bară. Așa. Și o să mai dau cu puțin SPF. Voi ce mai faceți? Ia ziceți. Ia, lăsați acolo în comentarii, dacă aia fac cealaltă. Așa. Oh. Da, să mai dau cu puțin SPF. SPF-ul ăsta de la Yves Rocher, din gama Elixir Botanic, e un pic mai dens, așa. Adică face parte din categoria SPF-urilor mai mai dense. Asta vă zic așa ca să știți că în clipurile trecute m-ați mai văzut cum SPF-urile alea asiatice, care sunt mai soft, așa. Rămâne și pe mână, n-are nicio problemă, dar rămâne pe mână. Oh, așa. Oh. Să nu începeți acum cu comentariile alea. Oh, n-ai cântărit, n-ai aproximat cât m-am dat, cât m-am dat. Atâta intră pe fața mea, oricum o să vină și pudra cu protecție solară, așa că, da, pentru că am văzut că e un întreg fiasco cu ziceți, cu aceste skincare guru. Îmi venea o rimă care cred că vă vine și vouă, dar așa, ca să nu mai avem expresii licențioase, nu o folosim. Reîncep ele, că vai, nu este suficient SPF. Păi fiecare pune cât are fața. Dacă tu ai fața cât... Iar îmi venea să spun o expresie urâtă. Dacă tu ai fața cât jumătate de canapea, normal că ți intră mult SPF. Mie nu-mi intră. Că am fața mică, din totdeauna am avut chestia asta și... Asta mi-a explicat și
la școala de make-up că contează foarte mult și fața omului. Și îmi spunea, tu fiind mică, tu cu pensula de concealer, practic, poți să-ți dai și fundul de ten. Știi? Adică nu e ca și cum... Da. Da, și să ne mai chem un pic ca să facem clipul ăsta. Oh, stai puțin, ce fac eu aici? Okay, da. În dimineața asta am încercat și eu să-mi fac terci de la de ovăz. E prima dată când fac și eu să pun apă să fier. Dar am fier foarte puțin și imediat s-a legat, s-a făcut așa ca un terci. Am fier cu apă, efectiv. Eu nu sunt fan ovăz și terci de ovăz și chestii de-astea, dar nutriționista la care am fost mi-a spus că, ținând cont că eu am rămas după naștere, cu niște mici probleme de tranzit intestinal, mai degrabă lent la mine, asta trebuie ajutat cu un surplus de fibre, adică să am mai multe fibre decât mănânc în mod normal. Asta este un alt lucru, uite, despre care nu se vorbește, că na, nu dă bine să vorbești despre lucrurile astea, sunt prea rușinoase. Și doamnele cu parentingul și cu nașterea naturală și cu așa nu vorbesc despre ele. Dar e un detaliu despre care trebuie să țineți cont, că nașterile vă afectează și partea digestivă și în special partea de intestine, pentru că sarcina în sine exercită... A, nu zic, acum mi s-a rupt. Mi s-a rupt asta chiar în timp ce... sarcina în sine, deci tot sacul gestațional și cu embrionul, pun o presiune mare asupra organelor interne și se pare că cel mai mult de suferit intestinele. Intestinul subțire, pentru că el are o capacitate, dar intestinul gros, care e cel mai conservator, să spun așa, pe am poziția mea și vreau să stau așa, e cel mai deranjat de asta. Și atunci, în special pe partea de colon, se întâmplă diverse chestii. Și... Da. Iar noi femeile avem chestia asta, că noi practic suntem și protagonistele clipurilor publicitare la constipație. Da, în general apare tipul care e constipat în toate astea, la Dulcolax, la toate mizeriile astea. Oricum, acele copii încă dau cu petarde. Pe afară îmi pare foarte rău, n-am ce duva. Mai am un pic ghirimelul ăsta, el practic este expirat. Dar nu l-am folosit atât de des cât trebuia să-l folosesc în perioada. Adică el a depășit 6 luni de când este desfăcut, dar nu l-am folosit atât de mult și l-am folosit doar eu. L-am ținut bine închis la dulap, n-are carcalaci prin el. Ne întoarcem la constipație. Iar constipația asta suntem afectate noi femeile cu nașteri, indiferent că ai născut natural, că ai născut prin cezariană, lucrurile tot acolo sunt. Presiunea pe colon a existat, indiferent că tu ai născut natural sau ai născut prin cezarian. Și atunci problema se rezolvă încet, încet prin alimentație și prin antrenarea mușchilor abdominal, dar toți, da? Nu doar ăia de ne plac nouă. Așa, hai că mi se terminase bateria, trebuie să schimb acumulatorul. Da, sunt detalii pe care nu vi le spune nimeni, că nu v-am zis, nu dau bine și lumea se ferește să vorbească despre asta, că nu e. Când vreau să spun că sunt, că am probleme cu constipația, e o problemă care nu te definește și nu ești nici mai deosebită, nici mai... Se întâmplă, la unii mai... La unele persoane nu se întâmplă asta, la unele se întâmplă și v-am zis, trebuie insistat și pe... această formă de gimnastică, adică să vă antrenați mușchii abdominali și când mergeți la sală, discutați cu antrenorul despre chestia asta, bine ar fi să dați și peste un antrenor care să înțeleagă chestia asta, nu, trebuie să slăbești.
Așa, să vă umple de proteine toată ziua, trebuie să luați proteine. Ăsta e tublașul ăla de la Tom Ford, acela cremos. Ci să înțeleagă că aveți nevoie și de o antrenare a zonei pelviene. Și aici, sinceră să fiu, mai degrabă vă recomand să mergeți și... Adică, vă recomand să mergeți și... Sau să mergeți doar la niște sesiuni de yoga. Vă ajută și niște exerciții de yoga o dată pe săptămână. Sau puteți să învățați de pe net, că nu sunt atât de complicate. La urmă, adică, da, nu e cea mai fericită variantă. Dar poți să faci așa, poți să te duci la yoga o perioadă, mai faci acasă, iar te mai duci la yoga. Că știu, și eu, de exemplu, în momentul ăsta am întrerupt, am pus un pic pe stand-by yoga pentru că nu am bani să mă duc la atâta. Fac și pilates, fac și karate... Mai trebuie să și mănânc, printre astea sunt... Aș plus că aștept acum, cred că ca toți ăștia care suntem mici întreprinzători, așteptăm începutul anului să ne mai predăm ultimele facturi și de-astea la contabil ca să aflăm cât avem de plătit impozitul. Și, na, chestia asta te ține un pic pe loc pentru că vrei să vezi cu ce bani mai rămâi, cât dai la... Na, din păcate ai surprize, te trezești că trebuie să dai la stat, cam asta este mersul lucrurilor, totdeauna la stat trebuie să dai mai mult decât aveai în plan. Mă, da, eu aveam două rujuri de-astea de la Biferi. De ce nu sunt aici amândouă? Da. Fac eu ce fac și dacă nu le succes și le învârtesc, că n-am cine știe ce câte produse de make-up, dar... La sucit și învârtit sunt prima. Le sucesc și le învârtesc. Nu că vreau alt ruj, vreau un ruj nici prea prea, nici foarte foarte. Vreau așa ceva mai liniștit. Ia să încercăm noi să luăm. Uite, tot ăsta de la Yves Rocher, cu care v-am mai dat într-un clip și mi-a plăcut. El este ușor mat, nu prea sunt fană mat. Dar ce să facem, ne mai dăm și după. Oricum am dat o grămadă de balsam de buze înainte. Asta e ca o spumă. Da. Eu nu mai vorbesc, că mă dau cu ruj. Asta. Vorbesc ca ventriloce, așa din gât, știi? Sfatul medicului, după ce ați aplicat ruj lichid mat, nu vrecați buzele! Un alt sfat al medicului, între ghilimele, niciodată să nu frecați buzele, decât la alea super mega hidratante, alea care sunt balsam ruj. În rest, nu se freacă buzele! Nu se freacă buzele după ce te-ai dat cu niciun fel de ruj. Lasă acolo să stea frumos pigmentul așezat. Da, acestea fiind spus, acesta este fulgurantul machiaj cu care voi apărea în clipul pe care voi o să-l vedeți nu știu când. Cu make-up-ul. Da, îmi place parcă spre strânsă de gât. Mai o mai îndesfac în nasture. Și cred că o să, nu știu, mi-aș pune totuși ceva la gât, mi-aș pune o bijuterie, o chestie, că parcă prea sunt așa. Uite, asta este o cutie în care îmi țin eu o parte din bijuterii. Asta a fost cutie, o casetă. Așa erau fetelor pe vremuri, casetele de la Guerlain. Aici aveai parfumul, loțiunea de corp, da. O tempora, o mores. Așa erau, uite. Scrie Guerlain aici. Da, este o superbitate, adică e capitonată, cu mătase, cu... Băi, erau alte chestii, acum nu mai găsești așa ceva, că nu mai găsești. Da, să se facă, să vadă acum eu ce îmi pun. Mărgele, parcar, ia, hai să facem o încercare. Băi, n-am mai purtat mărgele astea, să le-am primit la un moment dat cadou de la nașa noastră de cununie. Și la vremea respectivă le-am purtat foarte mult. Hai că nu sunt chiar exagerat, hai că numai, uite, chiar am văzut și la Ana Morodan, și Ana Morodan și mai a pijama și perle și nu știu, mi se pare perle, în fine, mărgel. Mie mi se pare așa o chestie cool. Apropo, uite, de influencer de ăștia mari și comentați și nu știu ce, băi, mie de Ana Morodan îmi place. Și hai să vă spun de ce. Ana Morodan
acum nu, vai, sunt leșinată după ea. Adică din toate tipologiile astea de influencerițe, care toate sunt niște mimoze și niște... Ele vor să vă inspire. Ele se gândesc la voi, pentru comunitatea mea. Vai, dar eu sunt o inspirație. Vai, dar eu am făcut și aia, ce? Moro, dar nu-i zic clar! Bă, frate, eu vreau să am bani, da? Muncesc. Am o echipă întreagă pe care o am angajat-o și trebuie să plătesc salarii. Îmi place să am bani, am și fixurile mele, are și tabieturile ei, s-a zbătut pentru tot ce are, n-a primit nimic, știu că sunt și vorbe și am auzit chiar de persoane care au cunoscut-o de pe la începutul când a venit în București. Așa, de niște chestii, de niște contexte mai promiscue, ca să spun așa. Hai să lămurim și treaba asta cu promiscuitatea anumitor femei. Ea nu a ținut, ea nu s-a dat niciodată vreo sfântă. Te-am zis niciodată, vai, da, eu, da, nu știu ce. Dan a zis întotdeauna că îi plac bărbații cu bani, ceea ce mi se pare absolut normal. Adică dacă tu ai în targetul vieții tale declarat și asumat că îți dorești bani să faci în viața asta, nu să stai cu unul care e vânzător la Mega Image, da? N-am nimic cu oamenii aceia de la Mega Image, numai că na, ei nu câștigă suficient de mult să aibă o iubită care are aspirații precum Ana Morodan. Da? Și nu s-a dat. Eu n-am văzut-o niciodată că se dă altceva decât e. Da, e mai nebună, e mai câteodată mai superficială, poate părea câteodată ușor trivială. Nu e genul care să ascundă, vai, dar eu am fost mereu o silfidă și eu nu știu ce. Nu, și-a și spus, mamă, eu mă operez, eu pun filtre, fac tot ce pot ca să dau bine pe Instagram, că la urmă voi asta vreți. Și eu din asta trăiesc. Adică asta este business-ul meu. Asta e treaba mea, eu trebuie să devin un brand. Și a devenit un brand, Ana Morodan. Da, a fost comentată că a vândut căcaturile alea la suprapreț, nu știu ce. Voi știți cât costă, de fapt, uite, parfumul ăsta, da? Cât costă de fapt parfumul ăsta și cât se vinde în magazin, cadaosul este și până la 70%. Așa că stați-mă în pace. Face și eu ce fac toți în comerț. Nu-i prost ăla care cere, e prost ăla care dă. Nu vrei să dai, nu vrei să te duci către industria asta consumeristă, nu te duc. Și mulți oameni care cumpără de la Morodan nu cumpără neapărat pentru bunul în sine. Ea a înțeles foarte bine. Ea vinde o stare. Ea vinde o chestie. Este exact cum, uite, Marilyn Monroe era cu perlele false pe care le purta. Și și nu numai ea, și asta, și Coco Chanel. Și faza asta cu perlele purtate la orice a explodat apoi. Toată lumea, toate femeile au vrut perle, nu contează că nu sunt originale, că și Coco Chanel purta false de asta, adică false. De astea făcute din tot felul de materiale care se fac, care să înlocuiască perla adevărată. Da. Și acum vă las, pentru că am de făcut un clip care, by the way, este o colaborare, deci asta este un alt lucru pe care, uite, eu nu l-am ascuns niciodată când am colaborări, spun. Am o colaborare cu niște branduri de parfumuri, să fac un clip de parfumuri despre bărbați, practic eu le-am propus acest subiect și voi o să-l vedeți la un moment dat. Iar vlog, daily vlog-ul ăsta o să meargă înainte și o să mai vedeți voi ce se întâmplă. Na, clipul. Și acum trebuie să le pun la loc. Să strângem tot ce e aici de pe masă, că avem toate parfumurile. Da, și pe să le luăm așa frumos. Mi-a și căzut două pe aici. A mers bine. Da. Eu să știți că nu repet cadrele. Nu fac chestia aia. Să vă arăt unde țin eu parfumurile. Aici am un coș unde țin parfumurile la care am de făcut review-uri, chestii, trestii. Nu știu cum să pun eu asta, să mă văd așa mai mult ca să nu mai tot mă mișc. Da, toate chestiile la care am de făcut review, ce mai am, așa le țin aici, am un coș, efectiv am un coș de parfum. Aici am coșul ăsta, la un moment dat țineam și cremele la care mai aveam de făcut review sau pe care urma să le desfac, dar acum l-am desfințat, nu știu ce am aici. Acum am descoperit că în coletul de la Rena am un dispozitiv de ăsta de pus la frigider, congelator, ceva de genul. Mai am aici prietenele mele ganterle. Astea văd că iar s-a pus praful pe ele, deși le folosesc.
Sunt aici la geam și aici la geam intră praful des. Ia stai să le mai șterg un pic. Da, astea sunt alea de 3 kg cu care trebuie să fac de obicei exerciții după ce m-am încălzit bine. Da, până la loc momentan, că nu mă apuc de... Deci mergem pe aici praful. Doamne, atâta praf. Nu știu pe la voi prin oraș cum e, dar în București e de jale. A venit și comanda de la Yves Rocher. Comanda aceasta eu am făcut-o chiar de Revelion am făcut-o, pentru că am zis, stai puțin că mai am codul de reducere. Anul trecut am avut un cod de reducere. O să-mi dau un astea jos totuși. Că, băi, e foarte cald. Afară sunt 11 grade. În casă am 26 de grade, deși am oprit de ieri. Toată noaptea au fost caloriferele oprite, că nu mai putem. Așa. E foarte cald în casă. E foarte cald. Și am făcut o cumpărătură de, în total, cu TVA 194 și am avut o reducere de 30 și ceva de lei la cumpărături. Și am prins și cadouri, hârtie. Da, am vrut foarte mult să-mi iau și eu prosopul de plajă din seria Monoi. Am vrut să le iau de anul trecut, dar pur și simplu nu s-a nimerit și lasă că l-am luat acum. Să pun lichid, mai este unul la baie chiar acum în acest moment, nu știu dacă... Nu, e celălalt, varianta cealaltă. Mi-am luat chestia asta, Soin Reparateur Bom Botanic, pentru că eu am terminat un tub dintre ăsta, mai am un tub travel size la baie și îmi place extraordinar de mult cum se comportă cu părul. Deci mi-am luat de-astea două. Se pare că mi-am luat două. Dar nu strică deloc, pentru că pe astea chiar le folosesc. Habar nu. Mi-a luat două, dar nu am primit cadou. Balsam. Nu, două mi-a luat. Da. Da. Nu face nimic, pentru că de astea folosesc. Uite, chiar acum cu voi o să vă arăt cum îl folosesc. Pentru că este genul de produs care se folosește zi de zi. Și asta este varianta light. M-a încântat chestia asta, deși eu n-am avut o problemă nici cu ăla normal. Ei, ăsta vă ajută cu adevărat să fie hidratați părul în timpul zilei, ca un fel de cremă de păr, așa cum dai cu cremă în fiecare zi. Adică nu trebuie să te speli. Și mai ales pe asta, pe partea de vârful, la mine e problemă. Așa, și l-am făcut așa. Și mă ajută să modelez și buclele astea care mi ies din faimoasa mea. Și uite ce frumos așa, uite ce frumos e. Foarte frumos. Eu practic cu genul ăsta de creme mă ajut ca să pot să-mi las părul să crească așa mare și să nu se rupă. Mi-am luat Dusser crem lavant non-musant. Ăsta cred că e, nu știu că e șamponul, Low Poo. Crem lavant non-cleansing, sans sulfați. Aha, și pa da, pentru păr. Este șamponul lor, tot așa, pentru păr mai degrabă ondulat, dar oricine se poate spăla cu el, cel care nu face spumă. Și este fără sulfați. Bun, dată. Mi-am luat gelurile de duș care dublează parfumurile Senteur Rose și cu Green Tea. Da? Le-am mirosit o dată în magazin și miroseau atât de bine și am zis că trebuie să mi le iau. Asta era pensula de fond de ten care era la un preț foarte mic, ceva 20 de lei, pentru că era în secțiunea de outlet. Iar cadourile pe care eu mi le-am ales, puteam să-mi aleg și parfum, dar n-am mai eu parfum, că am parfumul și de la Yves Rocher. Odată este acest ruj, roz astral, zice că asta ar fi nuanța. Cum fac eu aici ca să se vadă. Dăm și un click pe ecran. Ca cum vedeți. Nu-l desfac încă. Și am preferat în loc de parfum să iau crema filler vegetal Soin Lissant cu Ice Blend și acid hialuronic de origine naturală. Da? Așa vin de acum cremele de la Yves Rocher. Nu mai vin cutii complete pentru că ei fac cât mai multă economie la tot ce înseamnă, da, la tot ce înseamnă materiale de acest gen. Da, așa că asta e crema, crema. Mai ce îmi place cum se simte. Foarte mișto. Deci dacă căutați un produs de ăsta pe care să-l aplicați pe păr în timpul zilei, bineînțeles dacă nu aveți părul excesiv de gras, puteți să folosiți genul acesta de produs pe care l-am găsit. Am să mă uit acum ca să îl pun în debara. A, ăsta e folosit, că se vede.
așa, iar pe ăsta o să-l pun frumos în debara, să-l am pentru perioada următoare, că sigur anul ăsta le folosesc. Și acum mă pregătesc să filmez niște chestii pe care o să le pun pe TikTok și pe Shorts. Folosesc ăsta bine, dacă e seară, pornesc ring light-ul. Acum îl folosesc strict pentru suport, pentru că pot să-l... Și prefer să filmez mai degrabă cu Motorola. Nu știu, am așa niște mari insatisfacții legate de telefonul Samsung pe care l-am, dar fine, asta e. Cât mai trebuie folosit, o să fie folosit și el. Ați adormit cu șiretul meu în cap, de la, mi l-am pus prin păr pe la 10 aseară și m-am trezit undeva pe la 7 dimineața, când începuse să mă deranjeze așa, când stăteam pe o parte și l-am desfăcut. S-a încrețoșit destul de tare, dar o să se lase, asta e așa la prima vedere. Mă enervează că nu mai reușesc să mă pun la punct cu programul de dormit, de când cu viroza și de când cu luna decembrie. Am mai avut așa zile că reușesc să mă trezesc în jur de 7 sau 8. În rest, mă prinde uneori și 10. Mă enervează teribil. Așa am pățit și când am avut atunci COVID-ul, dar era după ce am avut COVID, a fost culmea. Deci mă străduiam să mă trezesc la ora 7, în fine, pleca copilul, sau nu, începea, asta era că atunci făcea copilul încă, parcă orele online, încă se făcea ore online, știu, pe o perioadă, mă trezeam ca să îi dau normal să mănânce, să se pregătească de școală și, efectiv, veneam în camera cealaltă, mă așezam pe canapea și ațipeam, deci eram terminat. Deci nu știu ce a fost viroza asta, se pare că a fost o gripă. Și a avut un efect destul de neplăcut, da. Am dat acum cu esență și vreau să mă dau cu ceva, o cremă, cremă și cremă de ochi pe față, pentru că altfel nu mai rezist. Mă stăteam și mă întrebam, oare eu înainte a pornit camera? Da, am pornit-o, că altfel nu puteam să o închid acum. Da, mi-am luat niște produse deși m-am dat cu o esență pe față, vreau să mă dau și cu ser. Am început iar un ser Marablu. Oh, că mă pac foarte bine cu el. Și i-am simțit lipsa. După ce am terminat al doilea ser, tot aveam normal cam grămadă de seruri începute. Și zic, hai să mai iau o pauză de la Yalu Boost. Ce bine luam. Dar i-am simțit lipsa. Chiar i-am simțit lipsa. Am terminat și serurile de la Plaj Bio și eram așa. Bine, am acum serurile de la Bondi Sands, mai am Helena Rubinstein, mai am Estée Lauder. Doamne, am o grămadă de produse făcute. Am zis că încep să le pun pe la frigider ca să le păstrez mai bine, mai ales că în casă am căldura asta. Mă, sunt cu caloriferele din camere. Am lăsat doar caloriferul de pe hol și din bucătărie, nu, și din baie pornit. În rest, în camera am închis caloriferul și în continuare în casă sunt 25-26 de grade. Deci eu nu știu ce să mai fac. Vine căldura de dedesubt de la noi la bloc, avem și demisol și deja o să mă dau un pic cu tratamentul ăsta de buze de la Paula's Choice, că n-am nevoie de balsam, doar de balsam, am nevoie și de ceva cu efect de tratament. Că stai și cu peptide, da. Și na. E o formulă pentru buze. Bă, nu-mi place asta, în schimb, cu miroase. Nu-mi plac, general, nu-mi plac produse Paula's Choice cu miros, dar asta e, n-am ce să facem. Crema de ochi. Da, mă uitam că pe clipul de pe TikTok l-am botezat ser, dar știți cum e, n-am fost departe, pentru că având vitamina C și extractul de cafea verde, poate fi folosit și ca un ser. Știu că era o găselniță dată de câțiva specialiști în beauty acum câțiva ani, spunea așa că dacă n-ai ser, să te dai întâi pe toată fața cu crema de ochi, pentru că multe ingrediente aici sunt gândite cu formula mai mică, mai, doamne, cu concentrația, cu molecula mai mică, adică și acidul hialuronic care este pus în cremele de ochi, de exemplu, cu masă moleculară mai mică și toate celelalte, ca să fie mai ușor absorbite de această piele super fină din jurul ochilor. Și
Totodată, na, și textura este mai fluidă, deci e mai ușor primită de ten. Ca atare, dacă nu aveți ser și vă doriți așa o hidratare în 2 pași, aplicați întâi crema de ochi pe toată suprafața tenului și apoi veniți și cu crema de zi. Și tot de la Bondi Sands folosesc crema de zi care îmi place tare mult, tare, tare mult. Și dacă tot este și cu antioxidanți, și dacă tot am început-o, da, știți ce trebuie să fac acum, dar acum, înainte să mă duc să spăl muntele de vase, pentru că ieri am și gătit, am revenit la ritmul de a găti aproape zilnic, nu chiar zilnic, în fiecare zi fac de mâncare, pentru că am făcut un calcul și inclusiv financiar e și mai bine totuși dacă gătim acasă. Chiar dacă nu am timp întotdeauna, dar am zis asta e, mai tai din timpul dedicat muncii și mă ocup de mâncare. Bine, ne împărțim lucrurile și eu și soțul meu, pentru că amândoi lucrăm de acasă și el încă lucra de acasă, eu oricum lucrez de acasă. Ar fi culmea să-mi plătesc o chirie, să-mi fac un birou undeva, pentru ce? La ce prețuri sunt astăzi și la ce probleme? Mai am puțin apă. Dar una peste alta, financiar, dar și ca stare, mâncarea comandată este multe ori o loterie. Adică poți să pățești gen. Comanzi de 4-5 ori, totul este foarte bun și așa se oară e... Sau încep să te resimți totuși la stomac și o să explic imediat de ce. Mă pusesem puțin pe pauză și m-am băgat în depozitul meu de creme din dulap pe un raft, în spatele unor parfumuri, am pus niște creme nedesfăcute, a căror termen de garanție trebuie să-l verific acum. Bineînțeles, care are. Așa. 6-2024. Deci asta e cu și cu SPF de la Infinitum. Apropo, nu uitați de codul meu de reducere de la Infinitum pe care l-aveți în descriere. În restaurante și tot ce înseamnă servicii de catering se face evident economie la ingrediente, da? Nu... Oricine vă spune că vai, noi folosim, da, normal, se folosesc produse proaspete, conforme, în termen, nu se pune problema de așa ceva. Firmele de catering serioase, cel puțin și restaurantele cu un anumit nivel, își mențin chestiile astea, dar se face rabat de la calitate. Adică, ok, cumpăr proaspăt, să zicem, nu știu ce, dar nu cumpăr cel mai bun, ci iau cel mai ieftin. Dacă pot să iau cel mai ieftin, și știu că surpriza asta am avut-o, da, asta nu văd termen de valabilitate la ea. Da. O să iau lupa asta pe vârt. Adică toată lumea încearcă să fie, să optimizeze costurile, știi? Și zice, bine, și mai e și chestia aia, că mulți spun că, domnule, un ulei de 10 lei, la fel cu unul de 20 de lei, și că să nu mai facem noi o... ăștia o desfac să mă uit că descrie ceva pe ea. Să nu mai facem noi consumatorii atâta buză că e același lucru. Dar nu e chiar același lucru. Dar nu am nu are termenul de valabilitate pe ea. Sunt unii care pun acel cod, dar trebuie să mă duc pe un alt site și să pe ce cosmetic sau pe nu știu ce și să iau de bine ce acolo. Că apropo, și site-urile astea, că am văzut că sunt foarte recomandate de tot felul de specialiste din domeniul frumuseții, recomandă aceste site-uri ca să verifice data de expirare. Multe și avertizează mulți specialiști în domeniul ăsta că site-urile astea nu au bazele de date toate puse la zi și făcute ca lumea. Și poți să te trezești că nu e adevărat ce scrie acolo. Așa, asta e, uite, asta, de exemplu, e excelajul preferata mea de la Institutul Catermia, să vedem. Asta, aoleu, asta, doar 6 luni de la deschidere. Asta e de aia cu termen scurt. Doamne! A se utiliza înainte de februarie 2024, scrie pe ea. De-aia iubesc eu pe cei de la Institutul Catermia, că pun chestia asta pe toate produsele. Deci mai am mai mult de un an până când o pot folosi, dar o să o pun și pe ea la frigider. De asta mi-e frică de la Gelo Vital, CC Cream, nu știu dacă scrie pe undeva.
Vezi pe ambalaj. Da, mulțumesc. Dar unde pe ambalaj? Da, așa. Și asta vă spuneam. Se folosesc răduse ieftine. Mi-aduc aminte că am intrat odată la... Da, nu scrie. Se vedea pe ambalaj, probabil e chiar pe cutie, trebuie să mă uit. Asta este CC cream-ul meu cu SPF 10 pe care îl folosesc și îmi place tare mult. Ce mă enervează? De ce mă trimis pe ambalaj când eu sunt pe ambalaj și nu văd unde e? Că v-am sucit-o pe toate părțile. Da. Nu văd. Mă uit că poate e pe acest plastic o imprimat, dar nu. Așa. Și știu că am fost odată la un eveniment, la Marriott, și nu știu cum am, într-un context, s-a deschis undeva o ușă și s-a văzut ce e în spate la bucătărie. Și am văzut uleiul ăla cel mai ieftin de la Metro sau de la Carrefour sau nu știu unde. Și am fost foarte dezamăgită. Adică am zis, cum pui mei, ți vii la Marriott unde te aștepți totuși. Și da, și la fel văzusem tot la Marriott băiatul care punea uleiul de măsline în oliviere, la fel. Punea cel mai ieftin, cel mai penal ulei de măsline ăla de la Metro, așa, Aro sau nu mai știu ce marcă de-a lor, și o punea în olivierele alea, știi că ți-aduce la masă chestia aia cu ulei de măsline, oțet, sare, piper. Și am zis, Doamne, și tu zici că vai, mă duc și mănânc o salată la Marriott și îmi pun... Și îmi pun ulei de măsline de bună calitate. Ciuciu, mai bine vii cu el de acasă. Că m-am ambiționat. Deci l-am pe ăsta în început și l-am pe ăsta în început. Așa, așa să luăm de la zi. Vreau să mă uit că poate e pe fundul borcanului. Aici trecut semnul ăla de expirare. Ia să îl iau tot la căutat în fund, în toate alea. Băi, nu, nu scrie niciodată de expirare. Absolut nimic. Da, pe celelalte creme le-am pus deja la frigider, l-a dat de jos, l-a dat de fructe, pentru că oricum nu par țin fructele în frigider. Hai să zic, țin o lămâie, câteodată dacă am un avocado care e deja foarte copt și vreau gen de pe zi pe alta ca să nu mi se moaie și mai tare, dar nu prea țin fructele la frigider pentru că am observat că se deshidratează, se usucă, devin urâte așa și mai urâte decât oricum se fac astea din supermarket. Da, ăsta... În schimb, trebuie să văd, să-i mai fac o probă zilele astea, să văd dacă mai e de folosit sau nu și dacă el începe cealaltă. Da, asta vreau să spun, că se folosesc ingrediente ieftine în absolut toate restaurantele. Și una peste alta, legislația europeană permite, da, permite să folosești anumiți aditivi de gust aprobați, de, adică care intră în... Cum ar fi Vegeta, clasica Vegeta, numai că în bucătăria asta profesională se folosesc un felul de aditiv de gust care să fie mai, care sunt un pic mai, adică te fac să-ți placă și mai mult mâncarea pe care o mănânci, plus că se pune zahăr în supe, se pune zahăr în sosuri, se pune zahăr în mâncărurile astea în general și nu e ok. Pentru că se aprobă chestia asta, adică nu e nicio chestie. Este conformă, adică nu se consideră că e vreo greșeală. Da. Am ajuns cu Jean-Claude Elena la plecarea lui în China. Așa, și mă uitam până acum cât de sinuos este traiectoria ca... parfumier, adică chiar nu a avut deloc o... Nu e ușor să devii parfumier, adică parfumier la modul ăsta, nu iei trei căcați și amesteci și te dai rotund că ești parfumier. Nu, să stai, să vezi, să umbli după ingrediente. El, de exemplu, a fost... Avea aici niște... uite, când... Făcea asta, cum se cheamă, decolorarea absolutul floral, adică absolutul, de exemplu, de asomie, așa, care trebuie decolorat și spune cum făcea cu femeile din atelier, învățasem să fac distinția între absolutul de trandafir, de asomie sau de tuberoză, tratat într-un aparat de cuivre cupru, en étant,
Eton, cred că e staniu, dar nu știu, în inox, și au în sticlă. Aceste nuanțe erau atât de tenue că nu puteau să se facă decât într-o manieră comparativă. Adică atât de fixe, încât trebuia să le, prin comparație, să dai seama care ce este. Da, ce se întâmpla cu camerele de distilare, cât de greu această mare sală umedă și caldă, înconjurată de alambicuri mari, plăcea legiunilor de gândaci care trăiau imobili, lipiți de pereți în spatele aparatelor. Prima dată când i-am văzut, nu am simțit niciun dezgust, găseam asta amuzant. Și făceam un tur ca să verific dacă fiecare aparat are cohorta sa. Nu era cazul. Cum ei nu se mișcau, mă întrebam dacă noaptea se mișcau. Majoritatea lezon travaie la plupart du temps en maillot de corps. Bărbații munceau majoritatea timpului în maieu și transpirația lor, mirosul de transpirație se amesteca cu cele ale distilăriei. De asemenea, mirosul femeilor pe care cu care m-am încrucișat, cu care m-am întâlnit în aleile de asomie, acel miros era suplu și îmbătător. În același fel, cel al bărbaților era dur și brutal. Deci vă dați seama ce condiții se lucra acolo dacă ajungeai să transpiri într-un hal, fur de hal. Era normal, erau camere de distilare, dacă stăteau și gândacele și nați acolo. Da, deci omul a trecut prin toate astea. Și acum ajungem la partea, am ajuns la partea când el pleacă în China și tocmai se căsătorise, deci la Maison Lotier. El lucra pentru casa Lotier, a fost cumpărată de Florasan, o societate de origine americană. Noul proprietar, interesat de un parteneriat cu China, mi-a dat misiunea să asigur o producție calitativă și cantitativă de extracte naturale și de compoziții de parfumuri la cel mai mic cost posibil. Attention! Cu acest nou partener, plecam cu Suzana în Shanghai. Prezența unei neveste era dorită de autoritățile chineze pentru a facilita, ce aveam eu să verific pe loc, relațiile cu reprezentanții Ministerului Industriei. Deci aveau și ei problemele lor la căpuț. Și acestea fiind spuse, mă voi îndepărta de această zonă culturală și minunată ca să mă îndrept spre sanctuarul bucătăriei mele, unde mă așteaptă vasele pe care n-am mai avut chef să le spăl ieri. Ieri a fost sâmbătă, a fost așa, pentru mine a fost sărbătoare Sfântul Ion, n-am avut de sărbătorit. Așadar, știi, am intrat în acel mood de sărbătoare și am zis, ia să nu mai spăl nici eu azi vasele, că... Na. Și acum a rămas cu ele și am o grămadă. Da, să mă dau cu un nou parfum care să mă introducă în starea de a spăla vase. Că de machiat nu o să mă machiez totuși, adică... Zic eu că la bucătărie nu e cazul să mă duc machiată, deși mi-aduc aminte, aveam o colegă care îmi spunea că mama ei... Înainte de a intra în bucătărie, se duce la baie, se machiază, își face contur de la negru la cu codițe, ruj roșu, își pune bijuterii, așa, își bagă muzică și așa se duce în bucătărie. Cred că este o atitudine corectă până la urmă, pentru că dacă stai să te gândești, în momentul când te duci în bucătărie, practic de ce te ocupi? Te ocupi de partea de nutriție, care e foarte importantă și am și citit undeva de bucătari de ăștia celebri care spuneau că în bucătărie trebuie să intri cu o anumită energie și cu o anumită stare pe care tu o transmiți alimentelor și apoi alimentele normal se aduc către om. Pentru că dacă tu intri și fabrici ca o mașină, poc, 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 am tăiat nu știu ce, la, mâncarea nu este la fel și... Bucătari de elită spun că așa este și că au făcut experimente gen cum are gustul când bucătarul e fericit și când are gustul când bucătarul este nefericit. Și erau exemple că, de exemplu, nu le lăsau pe astea dacă era una supărată, divorțată, sau bucătarul era supărat, divorțat, certat cu nevasta, așa, nu știu ce, nu lăsa să facă anumite mâncăruri că ieșeau nu știu cum. Și că nu-s chiar numai superstiție, că ține de o anumită, oarecum,
energie care apoi se transferă în partea de chimie într-un fel. Și să știți că asta am observat-o și eu. Inclusiv eu văd la mâncarea pe care o fac eu, eu simt după cum e mâncarea, dacă în momentul când am făcut-o eram odihnită sau nu, nu știu, parcă e ceva, ori o fi numai la căpuțul meu că am citit chestiile astea, dar am observat și mi era o chestie. Mă uitam, de exemplu, și asta am mai făcut paralel așa și cu alte femei din familia mea, inclusiv cu Bona, băiețelul nostru, când venea și mai gătea la noi, că anumite mâncăruri făcute absolut după aceleași, adică aceiași pași, dar făcute în anumite zile și cu o anumită stare, aveau gust diferit, la fel făcute de persoane diferite. Dacă eu făceam fix mergând pe aceeași rețetă, da? Pe aceeași rețetă, pe aceeași pași, așa, să zicem, chifteluțe sau șnițele, într-un fel ieșeau mie, într-un fel ieșeau bonei mele și întotdeauna ne amuzam pe chestia asta, la fel la cartofi prăjiți. Deci, eu fac cartofi prăjiți într-un fel, sosul meu face într-un fel, deși facem același lucru, luăm cartofii, curățăm, îi tăiem și punem în tigaie, adică nu facem nimic deosebit, dar na, fiecare cu treaba lui. Așa că haideți să mă pregătesc. E, acum după ce m-am dat cu tratamentul de buze de la Polachoice, mă dau și cu balsam de buze, pentru că nu e suficient. Ăla e ca un ser. Așa. Și cu ce parfum mă dau? Cu ce parfum să te dai când speli vasele? Mă duc să spăl vasele și mă dau cu Cutie Pie de la Miss K. Pentru că miroase a prăjiturica. Da? Ne ducem să fim ca o prăjiturică în bucătărică. Ei, și-am terminat și partea de șmotruleală și mi-am adus terciul meu cu... Cer scuze că arată atât de inestetic, ca să spun așa. Terciul meu de ovăz cu niște banane de azi la spate, care o să-l mănânc, nu o să-l mănânc tot, nu vă faceți probleme. A fost un test, că nu știam cât iese, din ce cantitate, ce cantitate. Da, asta au rămas încă aici pe birou. Am fost bubulina gospodina. Am dat rapid și un mop de la Swiffer, whatever. Cred că le știți, au apărut acum niște mopuri de-astea cu șervețele de unică folosință, cu un cap, așa, capul mopului e practic dreptunghiular și nu sunt extraordinare, dar sunt bune pentru curățenie de-asta intermediară, gen între mopăreala, adică când dai cu mopul ca lumea, cu apă, cu detergent, nu știu ce, astea sunt mai mult așa de... Pe mine, de exemplu, mă ajută un pic să strâng puful și părul de la Panda și de la Max, care se mai adună prin colțuri pe la casă sau efectiv prin casă. Când dau cu ăla, se adună. Nu prea îl preia, dar gen mi-l adună tot într-un loc și după aia le iau cu șervețel și arunc. Da, mie nu-mi silă de părul animalelor mele, pentru că sunt în casă cu mine asta, dar la un moment dat se adună și te deranjează mecanic, adică ți se lipesc de mână sau chestii de genul ăsta. Altfel nu, pentru că sunt animalele noastre, le spălăm, adică sunt curate, pe Max îl spălăm, pe Panda nu, pe Panda foarte rar, cred că de când o avem, am spălat când era mică, mai des, pentru că se ducea la litiera micuță și cum avea fundulețul ăla pufos, așa e, se lipeau bobițele din ce făcea ea acolo și mai trebuia să o spălăm. Este luni, e deja 11 și ceva. Max, la ce te uiți tu acolo? La ce te uiți? Ce-ai văzut acum? Ce-ai văzut acum? Se duc copiii la școală, da? Și vrei și tu? El este foarte atent, aveam o școală în spatele blocului, practic și școala unde merge băiețelul nostru și el este aici setat, atent să vadă cine vine, cum vine. E webcam-ul nostru aici, de bază, da. Da, eu am început ziua în forță, bine, am avut de lucru încă din 2 ianuarie, 3 ianuarie am început, așa să zic, mai oficial. Însă vreau să vă zic că și în acest weekend am avut, de exemplu, am deja de pregătit o ofertă pentru un proiect și am început să o gândesc din weekendul ăsta și m-am dat seama că, nu știu, parcă mi s-au amestecat așa toate gândurile în cap. Da, e perioada, vă spuneam și pe stories, mie ianuarie, februarie îmi place foarte mult ca perioadă, pentru că, nu știu, sunt așa, vin multe idei, oamenii sunt deschiși,
Las că mă enervează becul ăsta care este aprins aici. Așa. Se întâmplă lucruri și bine, și în bine, și în rău. Dar oamenii sunt în faza aia așa dinamică și mi-e place când lucrurile încep să se miște și oamenii comunică și așa, parcă un fel de dezțelenire, așa, dezghețare, să spun. După aia, îmi place că luna februarie vine deja cu Valentine's Day, dragobete, chestiile astea, chiar dacă nu le sărbătoresc în modul ăla foarte comercial și așa, dar dau așa o atmosferă frumoasă. După aia, martie, da, cam asta. Deci începe săptămâna, mi-e deja somn. Da. Max este foarte, foarte agitat. Hei! Ah, am ieșit de la Pilates și e un soare. E un soare, e superb, superb, superb. Vine chiar în ochi acest soare. Plec acum spre casă. Ar am lucrat așa bine astăzi, așa intens. Am o febră musculară, dar o să-mi treacă. E marți azi, toată ziua. Am început ziua așa, deci eu nici bine nu m-am așezat la calculator și aveam dintr-o dată. Da. Nu știu cum ați început-o voi, însă astăzi o să mă duc și la antrenament la karate după o pauză de mai mult de o lună. N-am mai reușit efectiv să ajung, așa că astăzi, chiar dacă am început ziua așa mai turbulent, măcar o termin într-un mod frumos. Aș mai vrea să filmez ceva pentru vlogul acesta, este primul daily vlog din ianuarie, dar afară este o vreme... Așa, a venit frigul cum trebuie în București și plouă, și o ploaie de aia rece. Săptămâna asta am fost și sunt în continuare destul de aglomerată și cu sport și cu muncă. Chiar mă uitam că fiecare zi merg la ceva, pilate, karate, yoga. Nu o să mă țin așa, știu foarte bine chestia, pentru că sunt un om foarte realist, dar când prind câte o săptămână de asta, aranjez lucrurile să fie cât mai bine. Asta a fost primul daily vlog din ianuarie, așa că vă aștept cu păreri, impresii și tot ce mai vreți voi, în postul de comentarii. Asta nu este o spânzărătoare, este terexul pe care l-am în casă, da? M-a mai întrebat cineva ce e. Este doar terexul cu care mai fac exerciții acasă.